Salutare! Azi voi desena o pupăză. Desenăm corpul. Un oval alungit încoace. Puțin ascuțit. Aici am desenat pupăța. Pupăza are cioc ascuțit și lung. Înțeam locul. Și creastă. Pupăza are creastă. Picioarele sunt aici. Colora această pupăză. Folosesc felul deschis, deschis. Și așa. Jurul ochiului, apoi puțin mai tare, se lasă mai întunecat. Cașurez de jur împrejur, uite așa. Împrejur, așa, cașurez. Se dau puțin aici. Că vine deschis. Comorez așa de-a lungul. Comorez cu locul. Așa. Aici voi lăsa deschis puțin. Vedeți, folosim două creioane de dată. Puțin cu un creion, puțin cu alt creion. Așurez așa după formă aceasta. Așa. Așez. Începe aripa, ori ca și plan, cum că fie mai aplicată încă. La aripa vă folosim la aripa.
puțin roșu. Și din nou voi repeta galben. Desfac două deodată, aici galben și aici galben. Apoi verde. Roșu. Și negru. Ca un covor. Vom merge la creastă. Voi picta, voi desena culoarea cu galben. Puțin așa. Apoi albastru. Puțin, puțin albastru. Aici la lotul voi adăuga alb. Face conturul așa cu negru. Și unește accentul așa. Ciocul. Voi colora cu un gri sau cafeniu. Îmi se iau cafeniu. Deasupra voi da puțin verde. Și voi face grosime la picioare. Iată, în așa mod am desenat pupăza. Dacă ți-a plăcut, pune like, abonează-te la canal dacă nu ești abonat. La revedere!